Cantinele din 14 școli din capitală sunt încă în reparație. Din acest motiv, copiii primesc dejunul la pachet, iar de astăzi o parte dintre ei tot așa vor primi și prânzul. Finisarea lucrărilor de reparație întârzie din motiv că la licitațiile organizate de Direcția Municipală Educație nu se înscriau doritori de a realiza lucrările, chiar dacă în acest scop erau prevăzuți bani din buget. Conform planului, reparațiile trebuie să se încheie în cel mult 3 săptămâni. Însă unii directori cred că procesul va fi tergiversat. La liceul teoretic Onisifor Ghibu, școlarii din clasele primare își iau micul dejun la pachet, iar de astăzi unele categorii de elevi vor primi la pachet și prânzul. Între timp, în bucătăria cantinei încă se mai desfășoară lucrări de reparație, care în mod normal trebuiau să se încheie până la începutul noului an de studii. Am întârziat cu reparațiile, chiar și cu procedurile de achiziții, licitațiile, s-au făcut odată, apoi încă o dată nu au participat, da. Și am ajuns la 1 septembrie, că abia am început reparația în cantina școlară. Dar prânzul îl dăm la pachet o dată în săptămână, la prețul care este prânzul, deci pe timp de 5 zile se acumulează produse alimentare și dă la pachet la părinți. Pentru că este o cantină comună cu instituția de alături, nici elevii de la liceul teoretic Petru Rareș nu au unde lua micul dejun și nici prânzul. Lucrările de reparație ar trebui să se încheie în maxim 3 săptămâni. Cel puțin așa a promis șeful de la educație, Andrei Pavăloi. Nu cred să fie finisate lucrările până la sfârșitul septembrie. Sper că în octombrie, pe la mijlocul lui octombrie, să alimentăm copiii. Am vorbit cu părinții, am organizat ședințe și am explicat părinților să alimenteze copiii dimineața, să-i trimită, da, să mănânce dimineața și noi îi alimentăm puțin mai târziu. O situație similară se atestă și în liceul teoretic Ștefan cel Mare din sectorul Râșcani al capitalei. Așa arată acum cantina liceului, care ar trebui să fie reparată conform proiectului până la sfârșitul lunii septembrie, până atunci pentru cei aproximativ 1000 de elevi care învață aici, în holul instituției, este organizat un bufet unde pot cumpăra chifle sau băuturi. În această instituție la pachet sunt hrăniți aproximativ 350 de copii, iar alți 20% care fac parte din familiile social vulnerabile primesc și prânzul. În total, astfel de situație este în 14 școli din capitală. Mai mult, lucrări se mai desfășoară și la instituțiile afectate de ploaia puternică din 9 august. Toate lucrările care sunt în demarare la moment nu afectează procesul educațional. Pentru reparația celor 190 de școli din Chișinău, primăria a alocat în jur de 170 de milioane de lei. Potrivit lui Andrei Pavăloi, este creat un grup de lucru care monitorizează calitatea lucrărilor de reparație efectuate și prezintă rapoarte săptămânal.